Ai încercat vreodată să creezi un sistem de rezervări complet automatizat? Ai idee cam cât ar costa acest lucru? Îți spun eu, nimic. Este inclus în Microsoft 365 Business Standard și Business Premium. Microsoft Bookings este soluția care îți creează un sistem complet digitalizat de rezervări în cadrul companiei tale, pe care clienții, partenerii, pacienții îl pot accesa de bunăvoie, își pot face rezervările proprii, le pot reprograma, ba mai mult, își pot alege persoana către care să meargă pentru a beneficia de serviciile pe care compania ta le oferă. Dacă sună interesant, haide cu mine să-ți arăt cum arată Microsoft Bookings și cum îl putem seta în mai puțin de 5 minute. Pentru a utiliza Microsoft Bookings, intrați în panoul de comandă Microsoft Office 365 și în partea de jos vom merge să apăsăm pe butonul cu toate aplicațiile. Dacă apăsăm pe el, se vor deschide în ordine alfabetică toate aplicațiile la care noi avem acces. Evident, vom regăsi aici Bookings pentru cei care au licență Microsoft 365 Business Standard, respectiv Business Premium, și vom apăsa pe această aplicație. Se deschide o pagină de internet, dar noi vom începe prezentarea din partea de jos, pentru că a putea să vă setați o astfel de soluție de rezervări, trebuie să începem cu informațiile despre afacerea noastră. Astăzi vom folosi ca exemplu o clinică medicală. Da? O clinică medicală care are numele clinică de test, este pe strada Mihai Eminescu. Deja observați că puteți să treceți orice nume vă doriți, numele clinicii dumneavoastră sau al business-ului dumneavoastră, telefonul, către ce adresă să fie trimise rezervările, implicit se trimit pe adresa care creează această pagină. Dar puteți să vă creați o adresă de mail de tip contact@firmamea.ro sau rezervări@firmadumneavoastră.ro și să o introduceți aici, fără nicio problemă. Mai departe, dacă aveți o pagină de internet care vă doriți să apară în pagina de rezervare, puteți să treceți adresa acesteia aici, inclusiv link-urile directe către politicile de securitate și de confidențialitate. Mai departe, putem să selectăm tipul de firmă, ce tip de servicii livrăm noi, în cazul de față centru medical. Putem alege moneda, da? În funcție de moneda în care noi emitem facturi, iar mai jos putem alege sigla firmei. Eu deja am pus o siglă, dar puteți să vă puneți sigla dumneavoastră, desigur. În partea de sus, în dreapta, avem programul de lucru, pentru că rezervările se vor putea face în funcție de acest program de lucru. Acesta este programul meu de lucru, dar dacă vreau, de exemplu, în weekend să nu primesc rezervări, să nu se poată să face rezervări în weekend, voi elimina ziua de sâmbătă și duminică. Merg mai departe la zona de servicii. Am trecut de partea de setare de companie, merg la zona de servicii, voi salva modificările pe care tocmai le-am făcut. Iar la zona de servicii putem adăuga servicii noi. Bun, haideți să adăugăm un serviciu nou. Apăs pe plus și spun consult general. Perfect, pot să-i dau o descriere sau nu, pot să adaug o locație și pot să bifez dacă această întâlnire sau această rezervare se va livra în mediul online. În cazul de față vorbim de telemedicină, care este direct integrată în Bookings. Și voi bifa această opțiune. Clientul va primi automat un link pentru Microsoft Teams în care va putea intra în cadrul acestei rezervări. Menționez de pe acum că un client nu trebuie să-și instaleze Microsoft Teams ca să intre într-o astfel de întâlnire online. Poate doar să deschidă browserul. Mai departe, cât durează de regulă un astfel de consult general? O să las pe o oră. Mai departe, putem seta o perioadă de timp tampon înainte și după această rezervare. Și vreau întotdeauna se mai lungește discuția până pleacă clientul și așa mai departe. O să las tot timpul câte 15 minute după această întâlnire care să nu poată să fie rezervate. Merg mai departe. Voi permite clienților să-și gestioneze rezervarea dacă doresc. Adică aveți opțiunea de a crea dumneavoastră pentru clienți rezervări sau să-i lăsați pe ei să și le creeze și să și le administreze. În cazul în care vor să modifice rezervarea, în cazul în care vor să le anuleze, au această posibilitate. Câți participanți putem avea la o astfel de întâlnire de serviciu? De regulă, fiind un consult medical, o să lăsăm o singură persoană, desigur.
cât costă serviciul acesta. Putem pleca cu, putem pune un preț începând cu X lei, putem pune un consult pe oră, putem să-l facem gratuit sau putem să spunem că prețul variază sau să lăsăm posibilitatea clientului de a ne suna. Voi lăsa un preț fix, să spunem, de 100 de lei. Bun. Puteți pune o notă, că prețul poate varia în funcție de complexitate și așa mai departe. Merg mai departe și putem să setăm câte remindere sau memento-uri să primească clientul în momentul în care face această rezervare. Da? Și putem să zicem că va primi un reminder cu o zi înainte, dar putem să adăugăm și altele. Bun, acestea se trimit prin e-mail și putem să edităm ceea ce se scrie în acel e-mail. Deci voi pot să adaug încă un reminder, să zicem cu 30 de minute înainte și îl trimit către client sau către persoanele care participă la acea rezervare din cadrul companiei mele, adică cei care livrează serviciile. O să las doar către client, da? Și o să-i zic, în 30 de minute aveți o rezervare. Perfect. Deci am un reminder cu o zi înainte și unul cu 30 de minute înainte. Merg mai departe. Acest serviciu o să-l facem public pe pagina noastră de rezervări, deci este un serviciu accesibil tuturor. Și mai departe putem să folosim politica de planificare implicită, în care orele sunt incrementarea de ore se face din oră în oră, sau putem să schimbăm aceste setări. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Bun, înainte de a închide, putem să atribuim anumite persoane care livrează acest serviciu. Gândiți-vă că poate un medic generalist este doar Alex și atunci doar el va putea să fie selectat de către pacienți în momentul în care își doresc un astfel de consult. Dar să spunem că toți trei, în afară de mine, că eu cu siguranță nu sunt doctor, dar toți trei să presupunem că sunt, pot livra acest serviciu. Salvez. Și deja avem consultația noastră generală stabilită. Cine poate să livreze acest serviciu, cât costă, cât durează și cum se numește. Merg mai departe la butonul personal. Cine sunt angajații mei care, sau partenerii mei care pot livra servicii în cadrul companiei mele? Puteți să adăugați personal, apăs pe buton, puteți să-i căutați direct după nume sau puteți să-i adăugați din exteriorul companiei, fără nicio problemă. Merg mai departe, arătându-vă doar că persoanele care livrează servicii pot avea program propriu. De exemplu, dacă eu adaug o altă persoană aici, hai să zicem pe Miriam, această persoană poate utiliza orele de lucru implicite sau pot să las o persoană care să acopere turele de weekend. Și atunci voi lăsa programul de weekend de la 8 la 17 sau cât vreau eu. Și am adăugat încă o persoană. Merg mai departe în zona de clienți. Aici, pe măsură ce se vor face rezervări, veți observa cum se populează zona noastră de clienți cu datele acestora, cu toate detaliile necesare pentru a avea toate detaliile despre aceștia sau puteți să importați o listă de clienți dacă o aveți deja existentă. Merg mai departe pe pagina de rezervare. Pagina de rezervare, care poate fi conectată la Facebook prin butonul de rezervare acum, sau putem să partajăm această pagină direct pe Facebook, direct pe Twitter, prin e-mail, sau putem să copiem cu totul pagina și să o introducem într-o secțiune din site-ul nostru propriu. Dacă aveți site, pagina aceasta de rezervări pe care o vom vedea îndată, o veți putea observa direct într-un site. Dacă nu, ea oricum se deschide separat. Faptul că este o pagină publică, aveți opțiunea de a dezactiva indexarea motoarelor de căutare. Dacă nu doriți ca un motor de căutare să vă indexeze această pagină, nu este nicio problemă. În special pentru cei care au un site deja indexat, puteți lăsa
indexarea să se facă de către site și să dezactivați opțiunea de indexare direct a paginii. Mai departe, puteți să schimbați termenii și condițiile pe care le oferiți pacienților, puteți să vă puneți dumneavoastră termenii și condiții proprii. Timpul de planificare, despre care vorbeam chiar mai devreme, să fie din oră în oră, cu cât timp înainte și, se poate face o rezervare, cu cât timp se poate anula înainte și așa mai departe, și pe câte zile în avans putem să facem o rezervare. Bun, cam așa arată pagina noastră, iar în partea dreaptă avem o zonă de previzualizare și putem seta culorile, dacă nu putem să ne alegem propriile noastre coduri de culori care să fie în legătură cu logo-ul nostru sau cu culorile pe care le folosim pe site. Mai departe, o să merg cu roșu, că e medical așa. Putem să afișăm sigla firmei noastre pe pagina de rezervare, da, de ce nu, și să setăm limba și fusul orar. Da, implicit eu am setat limba română și fusul orar de București, dar puteți să puneți dumneavoastră alte detalii dacă este cazul. Bun, voi salva și voi publica această pagină. Pardon. Ok. Am salvat și pagina acum este publicată și o pot deschide. Voi apăsa pe acest buton și se va deschide pagina noastră de rezervări. Adică vom vedea fix ceea ce vede clientul. Și avem clinica de test, care vedem consultația noastră generală și cealaltă care era făcută de mine inițial, evident că le putem edita. Voi selecta un consult general și voi alege un consult general pe data de 16, dar nu vreau la oricine să mă pun automat sistemul. Vreau la... Alex nu este disponibil la ora aia, deja are ceva în calendar, atunci o să merg la Megan. Și eu o să vreau de la ora 12. Deci am o rezervare de la ora 12 pe data de 16 pentru un consult general și sunt deja informat că mă va costa 100 de lei. Mai departe, o să-mi trec numele. Toate aceste date sunt necesare. Adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa și eventuale notițe. Cam așa. Asta este tot ceea ce are de făcut un client sau un pacient pentru a-și face o rezervare la orice serviciu descris de dumneavoastră în Bookings. Și apăs butonul rezervare. În acest moment se creează o rezervare, se trimite o invitație în calendarul lui Megan și o invitație în calendarul meu. La final pot să replanific această rezervare, pot să o anulez sau pot să fac o altă rezervare nouă pentru un alt serviciu sau pentru același serviciu, dacă doresc. Mă întorc la zona de management al rezervărilor și voi merge în calendar. În calendar voi vedea că dacă merg pe data de 16 octombrie, deja avem un consult general pentru Robert. Ne apare tipul serviciului și cine este beneficiar. Dacă apăs pe aceasta, văd că este pentru Megan și inclusiv linkul în care Megan trebuie să intre pentru că este un consult online. Pentru că așa am bifat să fie un consult online. Bun, imediat. Și merg mai departe pe prima pagină. Prima pagină care se va deschide când accesați Bookings de pe calculator sau de pe telefon. Apropo, Bookings are aplicație disponibilă pentru telefoane și tablete, în care vom vedea clar, o să ne apară câteva sugestii și sfaturi, cum să putem să ne interconectăm cu pagina noastră de Facebook, cum putem să o particularizăm să arate mai frumos, cum să ne setăm programul de lucru și așa mai departe. Putem să creăm noi rezervări în numele clienților, dacă dorim. Și în partea de mai jos vom vedea câte rezervări sunt realizate, venitul estimat din acele rezervări și nu se vede din cauza mea, dar aici scrie clienți rezervați, adică câți clienți au servicii rezervate în cadrul companiei noastre. Cam așa se folosește Microsoft Bookings și pentru mai multe detalii luați legătura cu partenerii noștri de la Dendrio pentru implementare. Mulțumesc tare mult!